Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem pe șantierul casei pentru că am vrut să vă arăt unul dintre partenerii mei de cursă lungă la acest șantier. Și merită toată lauda acest Volvo V60 Cross Country care face naveta cu mine înainte și înapoi de vreo lună deja. L-am luat într-un test de anduranță, o scuză numai bună ca să am și o mașină pentru naveta asta. E o lecție de învățat pentru perioada care urmează, cu siguranță voi avea nevoie de așa ceva. E o zi mai liniștită că nu prea avem livrări în șantier și stăm un pic că ne întârzie niște materiale și e ocazie numai bună să vă povestim despre această mașină, prea puțin băgată în seamă. E genul ăla de mașină pe care nu o iei în calcul atunci când ești în căutarea unei mașini noi de familie, de navetă sau pur și simplu pentru timpul liber și pentru weekend. Dar chiar și naveta din afara orașului spre oraș poate fi o idee bună într-un V60. Nu neapărat cross country, dar o să vorbim despre asta. Înainte de a trece la condus, hai să vorbim în primul rând de identitatea vizuală și o să vă zic prea puține lucruri aici, pentru că deja ați mai văzut silueta asta. Ușor de recunoscut, o grilă frontală, verticală, cu o siglă de autocamion aici în față, Volvo. M-aș bucura să țin 1,5 milioane de kilometri cum ține un camion, dar desigur vorbim de automobil aici. Farurile în echiparea asta sunt faruri adaptive. Nu sunt cu LED, sunt cu xenon, dar sunt mai mult decât ok, cu lumini de zi și niște elemente din astea, să zicem așa, de plastic în partea de jos, care îți mai aduc aminte de un cross country, însă, pe mine, sincer, nu mă încântă foarte tare plasticul ăsta de diferite culori în partea de jos, pentru că dacă într-adevăr o să folosești mașina asta și în teren accidentat, o să le afectezi. Sunt mai degrabă acolo că arată bine. O capotă relativ înaltă și cu două nervuri, dar nu prea lungă, dar cu vizibilitate foarte bună în parbriz, tot așa lung, suficient de înalt, o mașină care îți oferă confort din toate unghiurile. Din lateral o să recunoști silueta de Sanie. Știți că nemții le spun Schlitten, acestor mașini sunt foarte vândute acolo pentru că sunt mașina care poate deservi cu siguranță și un tată, dar și o familie întreagă. Și din lateral o să recunoști o siluetă care începe să semene puțin cu un SUV compact, turtit, pentru că de aici am început de altfel. SUV-urile au venit mult mai târziu, mai de mult așa, când familiile erau normale la cap, se mulțumeau și cu mașini break, combi, estate, cum vreți să le spuneți. Avem o rată foarte mare, cu o jantă mică, ceea ce înseamnă un balon uriaș de 65, e o combinație interesantă pentru drumuri rele, cu niște bandouri de genul ăsta, iarăși foarte utile, ăsta este mat, negru și oriunde vei atinge, nu-ți doare sufletul. Din lateral avem o mașină mare, lungă, cu roțile împinse, puntea față foarte în față și spatele la fel, pentru a oferi spațiu mai mult decât suficient celor de la interior. Pe mine mă surprinde puțin că ăsta este un V60, dar ca spațiu interior mi-aduce aminte de V40. S-au mai schimbat niște lucruri în ultimii 10 ani, s-au mai amestecat un pic clasele, asta nu este o mașină din clasa mare. Vizibilitate bună, vitraje bune, sticlă tratată termic cu tentă verde, asta iarăși îmi place. Hai să o și deschid ca să ne uităm un pic la lucrurile din spate. Cu un scaun din dreapta față dat mult în spate, pasagerul are loc berechet. Nu am avut absolut nicio plângere din partea familionului, al fetelor aici în spate, unde ai loc foarte bun, vizibilitate excelentă și te simți confortabil. Am inclusiv gur de ventilație pe care le poți închide și deschide pe stâlp. Trecerea dintr-o parte în alta este destul de ok, iar scaunele au prindere ISOFIX pentru scaun de copil. Problema mare este că sunt ascunse într-o bucată de burete și o să te chinui un pic până le găsești. Prinderile ISOFIX sunt băgate așa, ascunse în scaun, destul de greu de accesat. O să fie un pic greu, o să te enervezi un pic ca mine. Dar confortul este exemplar. Să vedem portbagajul. Poate nu pe nivelul ăsta de echipare, dar portbagajul poți cel mult să-l descui, nu se va ridica automat. Iar portbagajul nu este exagerat de încăpător. Este suficient pentru bagajele unei familii normale, dar este un pic înalt pentru că avem un unghi de degajare relativ decent. Rețineți nivelul de echipare cross country, este scris și pe elementul ăsta de aspect de pe caroserie. Aici, sub bagaje, mai avem un spațiu de depozitare pentru o roată de rezervă de dimensiuni reduse, inclusiv o pâlnie dacă rămâi fără carburant. E destul de greu să rămâi fără carburant în mașina asta. Când am făcut plinul zilele trecute, s-a prinsese becul, am băgat 73-74 de litri de motorină. Greșeala mea când i-am spus omului din stație să facă plinul. Acum am băgat 74 de litri, nu știu când o să-i consum. 1000 de kilometri o să-mi ia
oraș și în afară. Dar mai vorbim despre asta. Ruloul tot așa la mână, dar ruloul ăsta poate fi desfăcut și poți să-ți tragi o plasă astfel încât să delimitezi spațiul și să-ți iei câinii și alte bagaje mai voluminoase în portbagaj. Mâner. Și îmi place o chestie. Capacul portbagajului este atât de bine echilibrat încât poți face asta într-o mișcare. Fără să trântești capacul. Și asta e o chestie foarte faină. Și am urcat în mașina timpului, suntem înapoi la birou pentru că o să mergem spre casă. Acum să vă arăt cam cum arată traseul meu de zi cu zi. Și să începem cu cheia, clasică, tipică, cu 5 butoane, cu ea descuiat, aprins luminile, descuiat portbagajul, doar descuiat, trebuie să pui mâna pe el și activarea alarmei ca să auzi țipând prin parcări. Cheia se scoate așa, scoți de piedică și folosești cheia, dar nu știu la ce. Ca să încui ușa pentru copii. Și acum îmi place foarte mult sistemul lor. Pur și simplu vii cu cheia și o bagi în fantă, piciorul pe frână, apeși start engine, amândouă sunt una lângă alta, dai drumul la radio și bagi cutia automată în drive. M-am îndrăgostit de mașina asta. E atât de simplu și de eficient tot modul ăsta de gândire scandinav, dacă vreți, încât te prinde, la un moment dat te prinde. Este exact așa cum ar trebui să fie. Și am pornit. De fiecare dată când plec la drum, mă uit în bord și văd că am atenționarea de centuri și portiere, dacă ușile sunt închise și portierele sunt acționate, nu am niciun bec roșu care să mă atenționeze. În rest, bordul cât se poate de simplu, am un vitezometru de sub jurnalierul, unde pot să văd că am făcut 2900 de kilometri. Mai aveam un pic și făceam 3000 în mașinuța asta pe parcursul ultimelor 3 săptămâni, ceva de felul ăsta. Remabilitatea celor de la Volvo, am testat așadar în anduranță acest Volvo V60 în nivel de echipare cross country. Ia să ne oprim la trecerea de pietoni, se activează și start-stop-ul, evident. Deja ne știm prea bine. Așadar, avem un Volvo V60 în nivel de echipare cross country cu motor D3 și cutie automată în 8 rapoarte. Ce înseamnă combinația asta? Înseamnă asta. În momentul în care m-am pus în mișcare, câte vreme nu mă înfig în pedala de accelerație, asta e tot ce aud în habitaclu. Motorul stă, se încăpățânează să stea sub 2000 de turații pe minut și se așează confortabil de cele mai multe ori la 1500. Și este fix în zona de cuplu aproape de fiecare dată. Cu cât apeși mai tare, cu atât o să înceapă să urle, să urce sus în turații ca să-ți dea puterea. Dar se simte cel mai bine câte vreme conduci moderat, nu neapărat sprintând, dar poate fi și sprintând și se mișcă bine. Eu sunt mai mult decât mulțumit de felul în care face viteză și o să mai vedem lucrul ăsta împreună, pentru că motorul acesta D3 este cuplat, vă spuneam, la cutie automată în 8 rapoarte setată fix pentru cuplu. Și atunci mașina asta este gândită mai degrabă pentru eficiență. Ce înseamnă eficiență? 7,2 consum combinat în condițiile în care am făcut doar două drumuri lungi, așa 3000 de kilometri și restul este navetă București-Corbeanca și înapoi prin traficul de pe DN1 cu aer condiționat pornit la tot felul de temperaturi absolut năucitoare pe alocuri. Adică au fost zile în care m-am urcat în mașină la 41 de grade, 43 mi-au arătat în bord, am avut chiar și 45. Și bine, asta este temperatura resimțită de o mașină care stă în soare. Tocmai de aceea e o idee bună să-ți iei un Volvo alb ca să mai câștigi câteva grade în minus la temperatură. Dar nu neapărat, nu e obligatoriu, câteva grade ajută. La mine e o mașină gri care rezistă bine la praf și asta este o chestie bună pentru că n-am spălat-o decât de câteva ori. Interior-exterior de când merg cu ea la Corbeanca. Merg din fericire pe asfalt, am foarte puțin pietriș și puțin noroi pe acolo prin zonă, când mai merg undeva în apropiere. Însă, pe parcursul timpului, mașina asta mi-a dat seama că se potrivește perfect pentru genul ăsta de navetă. Perfect! Dacă îți planifici din timp traseul și pleci mai devreme cu 10 minute decât ai crede tu că este ok, nu te mai grăbești la fel de tare, dar poți să mergi susținut
cu un motor păstrat în permanență în cuplu. Că despre eficiență este vorba în primul rând, deși mașina asta în teorie spune mai mult decât eficiență spunând cross country. Acum, nu vreau să vă dezumflu, nu este un cross country pur sânge, nu este un V70 cross country. Este pur și simplu un nivel de echipare pentru acest V60, care mi-aduce aminte foarte mult și de V40, doar că are niște bandouri în plus, V40-ul ăla vechi, doar că are niște bandouri în plus, niște ornamente frumoase și o mașină ușor înălțată. Mă face să mă gândesc, n-am avut șansa, bucuria să conduc un V60 standard, dar cred eu dacă mai coborâm un pic suspensiile, s-ar putea să fie chiar mai confortabilă. Pe mașina asta am însă baloane mari la roți, după cum ați văzut la exterior, și atunci compensează cât poate ea de mult, deși este o mașină, vă spuneam, mai înaltă, cu suspensii un pic întărite și datorită balonului și a suspensiilor bine făcute, nu mă struncină. Este o mașină în care pasagerii mi-au dormit fără probleme pe scaunele din spate sau în față. Se stă foarte fain în mașina asta. Șoferul, pasagerul din față au niște fotolii absolut geniale. Volvo face din totdeauna scaune foarte bune, dar în spate mă interesează mai degrabă suspensiile. Banchete bune face din nou aproape toată lumea și aici sunt confortabile. Vizibilitate bună, tot ce vrei, însă copilul, chiar și în prinderea Isofix, că prin prinderea Isofix, practic, scaunul face legătură directă cu caroseria, se va bucura direct de beneficiile suspensiei sau neajunsurile ei. Știu mai de aceea, pot să zic că eu sunt mulțumit de suspensiile acestei mașini, sunt tare curios cât de departe poți să mergi și cu un V60 într-un nivel ăsta de echipare standard, fără cross-country, să puteți să fie un pic mai soft și asta îmi place. Volvo, mașinile Volvo sunt în general geniale la drum lung, sunt foarte confortabile, se așează la drum. Mi-aduc aminte cu plăcere de acum vreo 14 ani că am mers prima oară cu un V70, vai, vai cum e mașina aia, mi-e dor de genul de experiență într-un V90, dar o să ajung eu și acolo, mă fac eu băia mare. Până atunci, cam asta este experiența mea de navetă, da? O mașină confortabilă în care te urci, pornești, bagi în drive, două mâini pe volan și mergi. Și acum, dacă suspensiile sunt ok, mașina asta mai mult în cuplu și dacă ai nevoie de rezerve de putere de genul ăsta, pedalul la podea, am ieșit din banda 1, banda 2 și cam atât și mașina la viteză legală. Sau să zicem, vreau să fac o depășire, pedalul la podea, un pic de întârziere turbolac și motorul începe să livreze putere și încep să fac viteză aproape pe nesimțite. Mașina e trasă înainte, fără să te smucească. În mașina asta nu se simt prea multe smucituri, că nu despre asta este vorba, dar se așează la viteza la care vrei să o pui și pe DN1 sau drumuri europene se așează excelent. La un 80, 90, 100, uite, spre exemplu, acum merg 100, 1500 de rotații pe minut și cred eu că sunt în dreapta 8-a, pentru că nu mi apare nicio indicație și doar că sunt în drive. Ia, dacă dau un sport și încerc așa pe manual, 6, 5, 6, 7 și 8. Da, asta e. 90 la oră, 1400 de rotații pe minut, nu trepidează, este fix la limita în care motorul ar putea să trimită vibrații în caroserie, dar nu o face și este eficientă. Dar dacă vrei un pic de sprint, nu e nicio problemă, retrogradezi două trepte, n-are nicio emoție să livreze puterea de care ai nevoie. Și apoi revenim la viteza de croazieră. Vă spun sincer însă că n-am simțit plăcerea de a trage de sticul cutiei automate, pentru că mașina asta schimbă foarte bine. Dacă nu vrei stilul ăsta de schimbat așa econom, ținut foarte jos în cuplu, tragi stânga în sport și dintr-o dată cutia retrogradează mai repede și stă mai sus în turație așteptând decizia ta. Și de aceea turbolagul, hai să zicem că e un pic mai scurt, dar cu siguranță nu este o experiență sportivă. Mașina asta nu este despre sport, dar dacă vrei un pic de sprinteneală, așa, ajută. Toată la capitolul navetă. Pe mine asta m-a interesat, să pun mâna cât mai rar pe sticul schimbătorului și să meargă economic. Și cred eu că dacă tind să o conduci economic, o poți scoate la genul ăsta navetă 6,5%. La drum lung poți și mai jos. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că acest motor de 150 de cai putere, cuplat la cutie automată în 8 rapoarte, nu trebuie să antreneze toate cele 4 roți. Pentru că dacă v-aș pune mașina asta la volan și v-aș întreba câte roți motrice avem, adică câte roți trag, cu siguranță primul reflex ar fi, băi, cross country, sunt 4, când de fapt este doar un nivel de echipare și e foarte bine că este așa.
am pus oameni la volan, am pus și pe Marian, nu au reușit să se prindă. E greu să te prinzi în mașina asta dacă este sau nu integrat. Și asta este o chestie bună. Înseamnă că electronica își face treaba. Și cum am dat seama de lucrul ăsta? Pe serpentine, pe acasă, când am apucat să merg un pic mai sprinten, am tras în S, cum v-am spus, la cutia de viteze, și am început să merg cu ea. În momentul în care încep să o calci un pic mai tare, fața te trage pe traiectorie, ca aici, dar spatele nu pleacă, pentru că avem electronică. Suspensiile sunt bine setate, dar sunt și puternic asistate de electronică, iar asta este o chestie bună. Mașina este stabilă, stă foarte bine, am tras de ea și la viteze mai mari și mai mici. Manevra elanului, come on. N-are nicio emoție. Simt spatele că vrea să se ducă, dar este adus corespunzător înapoi de, și de suspensie, vă spuneam, și de electronică, și din punct de vedere o mașină foarte, foarte ok. Așadar este și sigură, și confortabilă, și economică. Și atunci de ce nu se vinde? Pentru că oamenii când își caută o mașină de familie, nu știu de mașina asta, nu se uită la ea, nu o bagă în seamă. Și asta ne aduce la aceeași problemă ca la seria 3 Touring, a ce clas de model și așa mai departe. Sunt foarte multe mașini bune de genul ăsta în piață pe care nu ni le cumpărăm. Și asta nu e ok. Chiar nu este ok. Gândiți-vă că dacă ai o familie, pentru o mașină de familie, mașina asta este excelentă. Nu ai absolut nimic ce să-i reproșezi. Ne apropiem de final. M-am dus să predau mașina asta după aproape 3000 de kilometri și cred că ajungi să înțelegi o mașină cu adevărat după ce o conduci cel puțin 2 săptămâni. Iar mașina asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea. Sunt înapoi în 2005, când mi-am luat V40, care era o mașină excelentă. Este în mașina asta, mă urc, îi dau drumul și plec la treabă. Dacă e prea cald, dă drumul repede la răcire. Dacă mi-e frig, dau repede drumul la un pic încălzire în scaun. N-am avut nevoie într-o dimineață foarte friguroasă. Totul merge la ea, totul răspunde. O singură bilă, așa să zicem, pe jumătate colorată, ar fi pentru sistemul multimedia, care se aude bine. Don't get me wrong, dar este un pic old school. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai, cum să vă zic eu, un pic mai fresh. Probabil că va fi actualizat într-o versiune viitoare, însă deocamdată mă mulțumesc la el cu un Bluetooth care funcționează bine, chiar și cu două telefoane. Mi-am legat telefonul meu pentru apeluri telefonice și încă unul pe Bluetooth pentru muzică și acum dau muzică, spre exemplu, dintr-un iPhone și mă uit la Waze pe un Android. Deși merg și amândouă în paralel, mi-e mai ușor așa că am mai multe date pe ala la altul. Am un ecran pe care altfel nu prea mă uit la el. Și un meniu tipic. Și în continuare apreciez faptul că Volvo păstrează tastatura asta numerică aici pe consola centrală. Mi se pare pentru 2017 o chestie așa kinky. Hai să zicem un pic mai altfel. Are spații bune de depozitare, cotiere generoasă, spații noșe, torpedou. La capitolul spațiu, mașina asta stă exact așa cum trebuie. Și mi este ușor să o recomand. În bugetul ăsta, Volvo rămâne acea mașină premium, un pic aparte, dar care ține cu casa, un pic mai accesibilă decât ceilalți din segment și are ce oferi. Nu epatează, nu impresionează, să zicem, la fel de tare ca un Mercedes sau un BMW și eu cred că este bine așa. Mașinile Volvo sunt un pic despre alt fel de șofer, un alt fel de de stil de viață. În mașina asta nu prea vrei să atragi atenția, vrei doar o mașină confortabilă, eficientă, sigură, care să te ducă la destinație, fie că este vorbind de o navetă scurtă, medie sau chiar drumuri lungi. Ba chiar mă gândesc că într-un V60 aș putea să refac un proiect de-al meu vechi de vreo 12 ani, să mă duc să fac toate Europa. Știți de ce? Banchetele din spate de aici, nu mai am eu ăsta aia, dar banchetele din spate se rapartează plan și poți să dormi în mașina asta în cap întins. Un om normal de 1.70-1.75 în cap în mașina asta întins, așezat ca tufă. Și asta e tare! Mașina asta poate fi bună și de camping. Și mă apropii de final. Astea sunt impresiile mele despre Volvo V60, nivel de echipare cross-country cu motor de 3 și cutie automată în 8 rapoarte, o mașină care mi este pe suflet, pe mâna mea. Nu m-am răplăgit, credeți-mă. Știți deja că îmi plac break-urile, mașinile cu portbagaj mărit de suficient de multă vreme. Le consider mai utile oricând decât orice alt sedan.
și cred eu că mașina asta va ține întotdeauna cu familia, cu casa. Și în momentele în care tati vrea să o calce un pic, o să capete și un pic de satisfacție, dar nu foarte mult. Aștept impresiile voastre mai jos despre Volvo V60 la comentarii pe site, dar și pe YouTube. Și pe data viitoare să conduceți doar mașini bune. Numai bine!